make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua. Înainte să începem, nu uitați să lăsați și voi un like, subscribe și tot acâmul. Scuzați-mă dacă nu pot să vorbesc atât de tare, dar este ora 1 noaptea și filmăm. Vă dați seama și voi riscurile care ne expunem. Iată-l pe pap în ce creștere bună este, 74, și Sara a crescut și este în creștere plus 2. Toți jucătorii noștri într-o formă excelentă, mai puțin la Tovlevic și Brevelt, Stanciu, Iancu și el 70, Gabi Iancu, da, foarte frumos, la fel, la fel și Rotariu 71, întotdeauna e cu un pas înaintea lui Iancu, Dorin Rotariu, Musonda 59, băi, deci tocmai jucătorii ăștia foarte tineri și care ne bazăm pe ei, au crescut foarte, foarte bine. Dar nu este echipa noastră cea mai bună, aceasta cu care jucăm noi, dar vom simula oricum cu viitorul, să vedem ce vom reuși să facem. Este un meci pe terenul nostru și bate cu la 0 datorită golului Iancu. Bravo, tu cred că o să ai o mărire de salariu. Avem și noi câțiva jucători selecționați la Naționala României. Trece timpul și urmează un meci împotriva lui Pandurii Târgu Jiu. Este un meci în deplasare și îl vom juca. 6 zile s-a accentat Sărgian Luchin, nu este chiar o pierdere atât de grea, mai ales că l-avem pe Sar, care a reușit să crească destul de bine. Ok, să facem și noi echipa noastră. Eu cred că Vâlceanu ar trebui schimbat cu Stanciu, pentru că Vâlceanu joacă doar la mâini, iar Stanciu poate să joace și pe poziția care juca Vâlceanu. Și Brevelt, acum nu cred că mai este suspendat la Sân Mărtean, deci probabil poate să joace Nicardo Brevelt. Îl băgăm și pe Paul Pap sau Râpă, îl băgăm în acest meci pe Râpă, Sar, Varela. Ok, nu l-am băgat peste Mărtean, dar vom juca cu 11-le ăsta, nu? Așa, și este meciul în deplasare, cum spuneam, împotriva lui Pandurii Târgu Jiu. Iată acum pe redus pentru Ungurușan, deschidere foarte bună, centrarea lui Ungurușan, lovitură de cap, ce reflex al lui Arlauskis, Doamne ferește, portarul ăsta e nebun, Arlauskis are un super reflex la fază, aceasta parcă mingea l-a lovit în mână, pasă pentru Dorin Rotariu, a crescut în viteză foarte mult, Rotariu centrează perfect la Gabi Iancu, oh, ce ocazie uriașă am avut aici prin Gabi Iancu, lovitura sa de cap s-a dus direct în bară, o centrare foarte bună a lui Rotariu, inspirată ca de obicei, ocazie bună, o replică care l-am dat-o imediat pe un contraatac foarte bun al nostru. Iată replica lui Pandurii, Anton, jucător care a fost luat de Steaua, pasează la Alin Buleică, centrală lui Buleică, foarte periculoasă, respinsă foarte bine de noi și un nou contraatac prin Embolo, magicianul nostru, atacantul magician pentru Iancu, scapul la unul cu portarul Iancu, oh, un gol de generic reușit de Gabi Iancu, magnific la această fază. Ce pas i-a dat totuși Embolo, cred că este jucătorul cu cele mai multe asisturi la echipa noastră, deși este un atacant. Da, Iancu finalizează splendid, ala Leo Messi, stângaciul nostru, de altfel poate ar putea fi luat ca Messi al nostru. Nicoară, cei de la Pandurii au ambiție multă, iaută din nou Arlauskis, dar se pare că te-a dat asta gol, Doamne, cum a scăpat acolo Matuleviciu singur de, lăsa singur de fundașii noștri adormiți, totuși din nou Arlauskis a apărat foarte bine pe prima dată, se pare că nu are noroc să scape fără gol primit, Arlauskis. Totuși trebuie să revenim și să avem ambiție, să avem în continuare încredere în noi. Dar ce face acolo Stanciu? Stanciu a fost? Nu, Iancu. Nicoară încă o dată, o pasă excelentă acolo în careul nostru, Varela. Varela a ieșit să risca, de fapt lăsase un jucător liber, putea să ajungă ușor mingea la el. Iată acum pe Embolo, pasă superbă la Dorin Rotariu. Rotariu la 1 cu Ungurșan, foarte frumos. Oh, Rotariu trece, Rotariu este în careu, Rotariu trage, dar în blocaj. Oh, ocazie bună aici, Rotariu putea scoate mai mult din faza aceasta și a făcut foarte bine cu luarul de șut. Dinamo, Petrolul a marcat deja 2 goluri împotriva lui Dinamo. Nu văd din cauza postului de televiziune dacă a marcat vreun gol Dinamo. În acest moment
Mai este un jucător, după cum spuneam, la far de breve la Steaua de la Pandurii, este vorba de Anton. 600 de mii au dat steliști, sau 700 dacă mă înșel, pe Anton, steliștii, iar pentru breve 500 de mii. Stanciu acum o pasă pentru Gabi Iancu, Iancu în care un lucru cu Mancirovici, Iancu trece foarte frumos, Iancu! De fapt, da, este dubla lui Iancu, o dublă de vis pentru Gabi Iancu, este meciul său, ce gol frumos marchează noarul nostru, o nouă pasă primită, nu a fost de la rotă. Nu a fost de la Rotariu, dar iată ce frumos trece, i-a dat mingea printre picioarele adversarului, un gol foarte frumos și acesta lui Gabi Iancu, splendid, ca de obicei, avem două aripi foarte, foarte bune, Iancu și Rotariu. Buleică pentru Răduțul la 1 cu Arlauschi, s-a dat Arlauschi, iese foarte bine acolo cu încredere, scăpăm de a fi egalați, iată acum o lansare pentru Rotariu, Rotariu nu mai prinde din păcate balonul, o pasă acum pentru Gabi Iancu, Iancu până la urmă obținem un corner, foarte bine, avem ceva, Iancu tot a obținut ceva și va ieși, la fel și Vâlceanu și Dorin Rotariu, Musonda bate acest corner, Musonda, centrale bună, ocazie mare pentru noi, cea mai mare ocazie a reprizei secunde avută de echipa noastră, cred că a fost lovitura de cap a lui Sar, iată acum pe Varela, Musonda trage, Musonda, a fost o minge lăsată pe el, nu prea joacă acest jucător Musonda, dar iată că iese în evidență foarte, foarte bine. Stanca a fost jucător de la Steaua, a fost multe afaceri de jucători făcute între Steaua și Pandurii, pasă pentru Embolo, Embolo este în careu, Embolo, Embolo, de ce s-a luat el după Iancu, el nu este Iancu, e mult mai negru decât Iancu. Minge pentru Iordanov, Iordanov are viteză foarte bună, centrarea lui Iordanov pentru Adi Popa, recentrează, acolo era Embolo și Brevel, mingea ajunsese în apropierea lui Brevel, un șut cu piciorul stâng, a fost creta lui Iordanov. Embolo este un colorat, cred că așa o să-i spun coloratul lui Embolo. Embolo este foarte bine, o pasă foarte bună pentru Adi Popa, noul intrat, are viteză bună, Adi Popa, Stanciu, Nicușor Stanciu, ce joc de picior, Stanciu, cred că va primi și el o premă de Crăciun, iată pe Musonda, centrală lui Musonda, foarte bună, dar respinsă, Brevel cu capul, Stanca a respins, o lovitură de cap foarte puternică a lui Brevel, care nici nu a putut să o prindă în brațe, Stanca, am văzut cât de bun este la cap Nicardo Brevel. Ocazie mare pentru echipa noastră, iar Pandurii încearcă și ea să plece la un contraatac. Anton combină destul de rapid Pandurii Târgu Jiu. Nicoară trece pentru Matuleviciu, sul la 1 cu Fernando Varela, rupe-i picioarele Varela. Embolo, pasă excelentă la Adi Popa, ca de obicei un magician în pasă acest Embolo, Adi Popa, Adi Popa! Trage alături de poartă, Adi Popa, ce frumos a făcut acolo un șut cu șiretul, a vrut să dea efect. Ceva gen Jeremy Menescu exteriorul. Pasă pentru Alin Buleică, are viteză Buleică, este la unul cu Nicușor Stanciu, îl oprește, dar Buleică scoate un corner pentru echipa sa, nu au jucători scunzi cei de la Pandurii, dar un corner care nu prea interesează, nu vedem foarte mulți jucători adversarilor noștri, sunt mai puțini decât ai noștri, decât jucătorii Stelei. Asta și pentru că avem un avantaj de doar un singur gol. O dublă a lui Iancu a fost în acest meci care a ieșit la pauză. Matuleviciuș! Nu se poate așa ceva. Matuleviciuș egalează pentru echipa asta. Ce spuneam aici? Ce șut puternic a tras să-i rupă mâinile lui Arlauschi. Oi, de capul meu cum s-a dus. A atins-o puțin, dar nicio șansă aici pentru Arlauschi. S-a fost ceva gen Agüero versus Pantilimon. Wow, minutul 79, suntem egalați de Pandurii Târgu Jiu, suntem pe cale să facem primul nostru eșec, să ne încurcăm pentru prima dată. Asta este, nu poți să câștigi întotdeauna în fotbal, chiar și nici Real și Barça nu reușesc. Asta, iată ce pas acum pentru Iordanov, încă nu s-a folosit la maxim de viteza sa Iordanov, dar noi trebuie în continuare să sperăm. Mai este timp, mai este, la fel cum a fost și în derbiul Liverpool-Arsenal, a fost 9 minute de prelungire arătate și Liverpool până la urmă a reușit să dea golul egalizator. Acum nu suntem la Liverpool-Arsenal, noi avem un punct de luat din acest meci, un punct l-avem asigurat să spunem așa și vrem 3 puncte. Mancirovici, un la unul cu Brevel, dar acolo a trecut Mancirovici, pasă pentru Buleică, haide Sar, îl oprește foarte bine, acum Musonda pentru Popa, Adi Popa, o pasă la Embolo, încă o dată magicianul nostru, iată pe colorat ce pasă de pentru Musonda, nu a tras foarte puternic ocazie pentru noi, nu a prins mingea așa cum trebuia la Mișa Musonda, 4 minute de prelungire iată, destul de multe și la acest meci al nostru, Embolo a încercat acolo să treacă,
Musonda încearcă și el să recupereze. Iordanov, excelent acolo Iordanov, hai de Iordanov, pasa nu a fost cea mai bună, trebuia să se ducă la Embolo. Embolo face pressing, hai de Embolo, Embolo nu a reușit să deposedeze Băgameș, ciorul ei de jucători. Ar e minge pentru noi, poate ultima șansă să mai facem ceva. Nicardo Breveld, Breveld pentru Adi Popa din prima la Pârvulescu. Popa este de fapt Iordanov, Iordanov are viteză, haide Iordanov, centrale foarte bună, ce ocazie, a tras paralel cu linia porții, incredibil așa ceva, parcă ar fi vrut să-i dea Iordanov. Wow, un șut de cascadorii râsului, băi, cine a dat acolo că vine să scoate echipa? Adi Popa, dar cine putea de aici? Deci de-aia nu joacă titular, că era, dacă era acolo Iancu sau altcineva, Rotariu, o băga în poartă direct. Embolo încă o dată un meciul lui, de la meci la meci, meciuri foarte bune făcute de acest Embolo. Un meci cu Petrolul, este un meci pe terenul nostru împotriva Petrolului, să facem echipa, este deja făcută de fapt și vom juca, dar să-l băgăm pe Sâmbărtean, nu? Este oricum mai bun decât Brever și viteză și tot ce vrei la Sâmbărtean. Să-l schimbăm cu Neagu și îl băgăm pe Sâmbărtean în locul lui Nicardo Brever, care este capitan acum. Sâmbărtean va deveni capitanul nostru. Meciul cu Petrolul este pe terenul nostru și vrem 3 puncte. Recuperare foarte bună al celor de la Petrolul. Marinescu la 1 cu Arlauskis. Apără Arlauskis! Apără Arlauskis! Oh, asta m-a făcut să țip. Incredibil Arlauskis al nostru. Wow! Cum a scos-o pe asta? Reflex pur. S-a aruncat. A fost foarte inspirat la faza asta Arlauskis. Era 1 la 1 acolo Marinescu cu Arlauskis. Încă o lovitură de cap. Tot al lui Marinescu prinsă de portarul nostru. Lituanianul din poarta noastră, care se speculau zvonuri că este urmărit de Liverpool și alte echipe importante din Premier League. Mingea este încă o dată la blondul nostru Arlauskis, minge pentru Rotariu, fostul Dinamo Vis care și-a trădat echipa și probabil că acum este înjurat pe stadioanele lui Dinamo. Abia așteptăm un meci împotriva câinilor, să îi dresăm împotriva câinilor turbați. Rotariu pentru Vâlceanu, Vâlceanu retimite lui Sâmbărtean, joacă foarte bine, joci un 2 cu Sâmbărtean până te plictisești, la fel și Vâlceanu, iată încearcă să fie un urmaș al lui Sâmbărtean și ce lovitură liberă obține, foarte bine acolo, tot el vrea să bată Vâlceanu, să știi că nu e o idee rea, am văzut ce centrări bune bate, dar și Sâmbărtean e un geniu în astfel de faze. Sâmbărtean trage, Sâmbărtean la colțul scurt, ce ocazie am avut aici. Și noi am avut o șansă la această fază. Sâmbărtean a tras foarte bine, foarte bine apărat și portarul Petrolului a intrat în bară. Vâlceanu centrează, e golul lui Fernando Varela. Wow, ce gol marchează Fernando Varela, 1-0. 1-0, Varela înscrie. Foarte frumos, foarte frumos. Este invincibil la cap și credeam că o să avem nevoie de Suga la cap. Se pare că și Varela nu are probleme la astfel de faze. Este fundașul goalgetter pentru noi. Mustivarul la 1 cu Varela, centrală, Mustivarul, lovitură de cap, apără Arlauskis. Încă o dată incredibilul Arlauskis își face meseria sa. Nu e plătit degeaba, nu e degeaba în poarta noastră. Embolo, Embolo acum, haide Embolo, are viteză foarte bună. Embolo încearcă să depășească toți adversarii. Embolo centrează pentru Iancu. Ce ocazie aici de a ne dubla avantajul. Iancu era singurul om din careu. Foarte bine a urmărit centrala lui Embolo, dar nu a putut să trimită foarte precis. Excelent această fază, tiki-taka, nu este ofsa la Rotariu, Rotariu este în careu, Rotariu trage, Rotariu, dar apără Presania, a tras în brațele lui Dorin Rotariu. Iată acum pe Vâlceanu, Vâlceanu foarte activ, încearcă să-și perfecționeze viteza. Dacă ne-am uitat la un scoare board la Vâlceanu, sigur ar fi pe plus la viteză. Pârvulescu aruncă de la margine, reprimește Pârvulescu, o centrare acolo pentru Embolo. Nu prea câștiga multe dueluri la cap Embolo, nu este nici cel mai înalt atacant, dar am văzut cât de folos ne este în fiecare meci. Cred că este jucătorul cu cel mai mult a fost omul meciului Embolo. Pasă pentru Gabi Iancu, are spațiu Iancu, du-te Iancule, Iancu, Iancu Jeanu, Iancu! Cum să ratezi așa ceva? Paolo, a apărat oricum incredibil Plesania, dar putea, cred că ai vrut să dai ca
ăla de la Pandurii, o centrală, Vâlceanu și este gol! Ăla-i, mă! Iată-l pe Sar, marchează și el, celălalt fundaș al nostru central, marchează și el, este foarte înalt Sar, într-adevăr, și e posibil să nu dea bine cu capul, marcând două goluri prin doi fundași centrali și la două faze fixe. Ce mai vrem, înseamnă că avem jucători foarte masivi, avem atleți foarte buni, probabil cea mai atletă echipă, de fapt, chiar așa este, cea mai atletă echipă din România, apasă acolo o lansare pentru Toto Tamuz, foarte bine Arlauskis. Și Tamuz se spunea că s-ar putea să ajungă la Steaua, dar va fi mai greu acum cu venirea lui Anton. Felipe Teixeira, fostul rapidist, Teixeira! Oh my fucking God, ce execuție! E un jucător foarte bun, băi frate, deci mie chiar îmi place de ăsta și în realitate are și pase și șuturi și iată ce îi face lui Arlauskis. De fapt, jucătorul lor noștri, Arlauskis, n-avea nicio șansă. Ne-a culcat jucătorii, ne-a omorât jucătorii acolo, Teixeira. Mi-aduc aminte de un gol din prima etapă sau a doua din Liga 1 din acest sezon, cu o cursă foarte lungă a lui și tot el a finalizat. Iată la cum pasă pentru Rotariu încearcă să strălucească la fel ca Teixeira. Să vedem pe Iancu. Iancu trage și Iancu, dar în blocaj, un blocaj al unui stopper de al lui Petrolu. Din nou Teixeira, băi, fiți atenți la asta, rupeți-i picioarele lui Teixeira. Mamă, cât de periculos este. Se vede, de fapt, cred că știe că ne este frică de el. Felipe Teixeira a avut încă o ocazie. Pârvulescu pentru Stanciu, Nicușor Stanciu, va crește mult, este un jucător foarte bun, l-am avut la o carieră, avea 74 și l-am vândut pe 20 de milioane. Iată acum pe Dorin, Rotariu este în careu, Rotariu centrează foarte bine pentru Embolo! Embolo marchează, Embolo ce gol marchează și el cu capul, dar era singur acolo, a luat bara la ținte Embolo, zici că acolo vrea să dea la fel cum s-a uitat, mamă și ce rânje tare, din marginea careului a centrat Rotariu, Embolo singur a tras în bară, iar mingea a ricoșat în plasă, 3-1 unde ne deplasăm încă o dată la două goluri față de Petrolul și toate cele trei goluri ale noastre au fost marcate de trei jucători de culoare și cu capul toate. Asta nu se ducea la Rotariu, trebuia să fie pentru Vâlceanu, dar iată că este acum salvat de servit de Rotariu. Vâlceanu a căpătat și forța, am văzut acolo, este foarte bun pe picioare, un jucător de bază pentru noi, foarte bun Vâlceanu. Toto Tamuz trece acolo, Tamuz, dar Sâmărtean îl deposedează fără probleme, a început să devină mai defensiv Sâmărtean, asta este foarte bine, wow, ce intercepție a lui Sar! Ce intercepție acolo, Sar s-a întins, are și picioarele lungi, oricum a fost offside. Rotariu acum, Rotariu, încearcă o pasă pentru Embolo, se demarcă Embolo, Embolo ajunge la balon, dar Plesani acolo pune palmele pe minge și reușește să rețină în brațele sale. Pablo de Lucas pentru Priso, are spațiu Priso, trece încă o dată, pasă pentru Pastorini, sau cine a fost la Pastorini, da? Pastorini reușește să marcheze Priso, l-a servit excelent, dar ce a făcut acolo? Este 3-2 și minutul 89, dragi prieteni, putem mă fi egalați oricând, serios, nu trebuie să riscăm foarte mult, de-aia ne ducem doar cu un singur jucător, Vâlceanu însă nu a putut să țină foarte mult de minge, 2 minute de prelungire, bine că n-au fost mai multe arătate, recuperă foarte bine pe Stanciu încearcă acolo, se evită un adversar, nu reușește, se joacă pe multe contra la centrul terenului, pe acest final de meci, recuperăm și noi încă o dată un contraatac, încerca și se termină 3-2, victorie reușită să fie smulsă de noi, am reușit să mergem o victorie foarte bună și Dorin Rotariu a fost un meciul lui 7,7 nota sa, 3-2, 3 puncte foarte importante pe care reușim să le luăm, sunt foarte, foarte mulțumit oricum. Bun, și acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să lăsați și voi un like, până data viitoare, sayonara!